Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi, 2 septembrie, vom povesti despre viața Sfântului Ioan Postitorul. Sfântul Ioan Postitorul este prăznuit pe 2 septembrie. Sfântul Ioan Postitorul s-a născut în Constantinopol și a trăit în vremea împăraților Justin, Tiberie și Mavrichie. Mai întâi a fost lucrător de aur. Bărbat drept slăvitor, iubitor de sărași, primitor de străini și temător de Dumnezeu. Acesta l-a primit ca pe un călugăr, anume Evsevie din Palestina, și petrecea cu dânsul. Odată, ducându-se el pe cale, mergea călugărul de-a dreapta lui Ioan și iată un om necunoscut i-a spus: "Nu ți se cade, părinte, să mergi de-a dreapta celui mare." Dumnezeu înainte vestind spre dânsul că îi se va încredința arhieria cea mare. Auzind călugărul aceasta, a spus fericitului Eutihie, patriarhul Constantinopolului, iar patriarhul a sfătuit pe Ioan să se călugărească, fiind vrednic de clerul bisericesc. Stând la rugăciune în biserica Sfântului Lavretie, i s-a întâmplat lui că a văzut o descoperire ca aceasta. Mulțime de sfinți se veseleau în altar și toți erau îmbrăcați cu haine albe și strălucitoare și cântau o prea frumoasă cântare. Iar un oarecare a ieșit purtând un vas din care, luând împărțea la mulțimea săracilor care se adunaseră și vasul nu se mai deșerta. Iar unul din săraci, de strâmtoare striga: "Doamne, miluiește până când nu se poate deșerta această pungă." Și îndată punga a rămas deșartă. Această vedenie a avut-o cuviosul și venindu-și în fire se mira de ceea ce văzuse. Aceasta, precum socotesc, însemna rânduiala lui ce avea să fie și milostivirea cea mare către săraci. După multă vreme, Eutihie, patriarhul Constantinopolului, a murit și cu voia lui Dumnezeu a fost ales Ioan ca un vrednic la hirotonisire, dar nu voia până ce a văzut o vedenie înfricoșată în acest fel. De o parte, vedea cum marea se înălța până la cer și era un cuptor înfocat, înfricoșat, iar pe altă parte, mulțime de îngeri crăind astfel către dânsul: "Nu primești scaunul, altul va fi, iar tu vei fi muncit de noi toți." Unele ca acestea, zicându-i îngerii cu îngrozire, s-a supus fără de voia lui și l-au ales patriarh al Constantinopolului. El a avut postire desăvârșită și viața curată cu toată fapta bună până la sfârșit, lucru pe care îl mărturisesc minunile lui. Odată, marea, învăluindu-se foarte mult, Sfântul Ioan a alinat-o cu rugăciunea și cu semnul crucii. Pe un orb anume Ioan de la Gaza l-a luminat punând pe ochii lui o părticică din trupul lui Hristos și zicând: "Cel ce a tămăduit pe cel orb din naștere, acela să te tămăduiască și pe tine." Și îndată a văzut orbul. Odată, când era ciumă mare în Constantinopol, cu voia lui Dumnezeu, cuviosul se ruga să-și întoarcă Dumnezeu dreapta sa mânie și a poruncit unui credincios slujitor al său să ia două vase, unul plin de pietricele mărunte, iar altul de șerp, și să stea toată ziua în locul unde se scoteau cei morți și să-i numere mutând pietricelele din vasul cel plin în cel deșert. Numărând slujitorul, a aflat în prima zi 323 de morți și a spus Sfântului. Atunci el a poruncit că moartea va înceta, lucru care se arăta în fiecare zi. A doua zi, servitorul stând și numărând în același loc a aflat mai puțin scoși din cei morți, a treia zi și mai puțin, iar la o săptămână a încetat cu desăvârșire secera morții năpraznice după prorocirea Sfântului și cu rugăciunile lui. Înfrânarea lui era în acest fel: 6 zile nu gusta hrană, iar a șaptea zi gusta numai puțin din verdețurile grădinii, din pepeni, din struguri sau din smochine. Așa i-a fost hrana lui în toți anii arhieriei. De dormit dormea foarte puțin și atunci, șezând cu pieptul lipit de genunchi, înfigându-o Andreea într-o lumânare aprinsă, și când ajungea focul lumânării la Andreea, că
cădea Andreea într-un lighean și se scula, iar de se întâmpla să nu audă sunetul Andrelei, toată noaptea următoare o petrecea fără de somn. În rugăciune și în nevoințe multe petrecea neîncetat, luptându-se cu patimile. De multe ori a întors înapoi năvălirile barbarilor și a izbăvit cetatea din pierzare cu rugăciunea și cu postul. Turma sa și-a păzit-o de vrăjmașii văzuți și nevăzuți și era foarte milostiv, tatăl sărmanilor, hrănitorul săracilor, izbăvitorul celor năpăstuiți și râvnitor de Dumnezeu, dezrădăcinând toată răutatea. Odată, într-o zi de vineri, s-a spus Sfântului că dimineața va fi alergarea cailor și era sâmbăta cinci zecimi. Deci a răspuns Sfântul: alergarea cailor în sfânta zi a Rusaliilor să nu fie. Și căzând în genunchi s-a rugat lui Dumnezeu să fie vreun semn pentru înfricoșarea și stricarea unui lucru ca acela care s-a și făcut. Pentru că făcându-se adunarea la locul unde era obiceiul și începând alergarea și priveliștea, din văzduc s-a iscat furtună cumplită cu tunete și fulgere, cu ploaie, cu piatră mare, încât toți de frică au fugit. Mai avea cuviosul putere și asupra duhurilor necurate pe care le izgonea din oameni. O femeie, având bărbat îndrăcit, l-a dus la un psihastru în pustie, iar acela i-a zis: mergi la preasfințitul Ioan, patriarhul Constantinopolului, ca acela poate să stămăduiască bărbatul. Făcând aceasta, femeia și-a câștigat dorirea, pentru că, luându-și bărbatul tămăduit cu rugăciunile cuviosului, s-a dus bucurându-se la locul lor. Mulți bolnavi câștigau tămăduiri și la multe femei se dezlegau legăturile nerodirii cu rugăciunile lui. Păscând binecuvântătoarea turmă până la bătrânețe, a ajuns la fericitul sfârșit și a trecut de la pământ la cereștile locașuri. În timp ce era dus, sfântul lui trup a venit la dânsul spre sărutare Nil, slăvitul eparh, și plecându-se l-a sărutat. Iar sfântul mort fiind și toți văzând și mirându-se, a șoptind oarecare cuvinte la urechea lui Nil, eparhul, pe care el nu le-a spus nimănui. Deci l-au îngropat pe el înăuntru altarului Bisericii Sfinților Apostoli, ca pe un vrednic, slăvind și binecuvântând pe minunatul între sfinți Dumnezeu, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin. Troparul Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte, ierarhe Ioan, roagă-te pe Hristos ca să mântuiască sufletele noastre. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută să ne revedem cu bine și la alte filmări. Doamne ajută!